de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Cafeaua, mesagerul de neamț de joi și invitatul de joi, domnul Liviu Harbuz, bună dimineața. Intră la pachet cu cafeaua. Totul, absolut, absolut, cafeaua. Vorbim de dimineața. Sisteme integrate și de autonomie în cadrul trustului de presă. Mă rog, e prea mult spus. Ca să ai un sistem integrat în cadrul trustului de presă, trebuie să ai multe lucruri, mult mai multe lucruri decât meritocrație, noi. Noi suntem în momentul ăsta, ne pregătim pentru numărul 500. Al acestei apariții a ziarului și după aceea o mai vedea dacă mai reușim să ne integrăm în absolutul județului Neamț mai bine decât până acum. Da, joi, mesagerul de Neamț, vă invit, oameni buni, să citiți un material de analiză despre rezultatele evaluării naționale dintr-un punct de vedere pe care mulți poate l-au uitat. Generația aceasta, care a dat evaluarea națională acum, domnul Liviu Harbuz, este generația care a pornit, deci practic ea lucrează pe o curiculă nouă. Întrucât ei sunt prima clasă aceea cu învățământul, cum se chema el, prima clasă, pregătitor. Și mai mult decât atâta, băieții aceștia și fetele acestea care au dat examenul, an de an au început școala fără manuale. Nu în pandemie, deci an cu an, de 8 ani de zile, ei sunt fără manuale. Și le veneau manuale prin semestru 2, la un moment dat exact, exista și un compendiu unic. Adică s-au tipărit, bani aruncați, în loc să tipărească manualele, s-au tipărit niște compendii în care erau 5-6 lecții de la fiecare materie. Sinteza întregii curicule, da. Deci, ok, deci... Copiii aceștia au avut această problemă, după aceea a venit pandemia, un an și jumătate, practic, un an întreg și un semestru. Au avut o situație cu totul și cu totul deosebită față de celelalte generații. Și din punctul ăsta de vedere, eu spun că rezultatele sunt mai bune decât mă așteptam eu, de exemplu. Dar că... Depinde la ce ne raportăm. La ce ne raportăm, da. Pentru că avem 40 sau 41 de licee care au avut gradul de promovabilitate în țară, dar nu în județ. În județul Neamț nu avem niciun. Niciunul, e foarte adevărat. Da. Dar eu vorbesc acum la nivel național. Așa este. Care au avut gradul de promovabilitate la BAC 0. De ce mai ținem noi cele 40 de licee? Noi am făcut niște grafice. N-am reușit să publicăm pe la nivelul întregului județ, dar am făcut niște comparații între niște școli care au obținut rezultate bune și au avut și elevii care au avut nota 10, dar am avut curiozitatea să vedem ce se întâmplă în clasele alea, unde elevii au avut nota 10, cu celelalte note. Și rezultatele sunt destul de interesante și ar trebui să ridice niște semne de întrebare. Chiar dacă au avut copii care au avut rezultate foarte, de exemplu, școala Alexandru Ioan Cuza Roman, 2 copii cu 10 din cei 4, marea majoritate a elevilor sunt de nota 6-7. Da, pentru că avem, noi am mai vorbit și chiar de pactul de educație, apropo de cum este structurat, astăzi structurat, practic rebranduit, cum spuneam noi. Avem licee foarte bune, avem școli foarte bune, așa este. În care media notelor mari, adică sunt majoritatea peste nota 8-59. Avem un exemplu, tot în grafic, Roman Vodă, l-am luat Roman Vodă, 60 de copii, din care 35 și cu 12, 47, da? Treceam evaluarea, nu cred că treceam evaluarea, 47 au note peste 8. Da, despre asta vorbesc. Și excepții, școli în care sunt într-adevăr elevi care prin educația de acasă, prin structura proprie, sociopsihologică, prin apetitul pentru a învăța și pentru a se dezvolta, într-adevăr performează.
Dar ne întrebăm dacă performanțele lor n-ar fi fost mai mari dacă ei ar fi beneficiat de școli mai bune, de exemplu. Motiv pentru care în noul sistem știm bine că acele școli, licee, care într-adevăr au solicitări foarte mari, pot impune examene de admitere în liceile respective. Mi se pare o idee bună? Da, mie mi se pare o idee bună, pentru că tot aici noi vorbeam despre viitorul societății omenești și de ceea ce se întâmplă în toată lumea. Vorbim de excepție, adică vorbim de supradotați. Supradotații trebuie să primească o educație specială în raport cu capacitatea lor, iar media, trebuie să creăm o medie în care marea majoritate a copiilor să primească educația basic și, desigur, să putem combate ceea ce astăzi se cheamă analfabetismul funcțional, că, de fapt, noi vorbim, am înlocuit analfabetismul vechi cu analfabetismul și clasic cu cel funcțional. Da, revenind la județ, mă uitam, avem 73,5% promovabilitate, adică promovabilitate, că aici nu se ține cont de notă la repartizare. Dar note peste 5, 73%. N-am reușit să calculăm exact cât sunt între 5 și 6, sau, mă rog, dar oricum, luăm de aici. Și avem 27,7 sub 5. Dacă mergem să analizăm ce înseamnă 27,7 sub 5 și unde sunt acești copii, o să observăm că situația în mediul rural este dezastroasă în zona asta. Dezastroasă. Și aici sunt probleme, sunt acei copii care, de fapt... Care din diverse motive, pentru că există foarte multe motive care le grevează activitatea școlară. Pe de o parte, acești copii, în mare măsură, nu merg la școală. Este acel absenteism care nu e arătat în care situația școlară. Care e abandonului școlar. Exact. Ei nu se duc la școală, de multe ori nu sunt pus absenți, pentru ca să rămână clasele. Absolut. Deci mă uit, școala gimnazială Chili, Valea Ursului. Adică nu putem distruge din absențe o normă didactică. Adică, deci 11 copii. Deci 11 copii. La școala generală Chili, celebra comună Valea Ursului. Din 11 copii, niciunul nu are note între 9 și 10. Asta este motivul pentru care eu sunt adeptul campusurilor școlare. Dacă am realizat măcar 3 campusuri școlare în județul Neamț, lucrurile s-ar schimba radical. Am rezolvat problemele majore, care înseamnă abandon școlar, care înseamnă analfabetismul funcțional, am rezolvat problema bullying-ului, am rezolvat problema de sănătate a copiilor, de asistență medicală în școli, am rezolvat consilierea psihologică a copiilor, și aceste, consilierea vocațională. Și aceste campusuri să fie zonale. Și acestea să fie zonale. Adică, decât să țin 20 de școli din care 5 nu mai au copii și deci nu mai au câmpia muncii, ca să zic așa, aș realiza campusuri în care să fie strânși pe o anumită arie geografică, pe o anumită arie constituită din UAT-uri, copiii să beneficieze de campus. Pentru că un campus înseamnă un sistem integrat, trăim în lumea sistemelor integrate, unde putem asigura totul, costurile ar fi mult mai mici. Pentru că mereu ne plângem că nu avem bani, că bugetul nu acoperă cheltuielile statului român. Facem împrumuturi la un nivel pe care... Părerea mea că nici nu-l mai controlăm. Dar nu facem nicio reformă. Fără reformă nu putem promova. Fără reformă nu putem merge mai departe. Gândiți-vă cum este grevată administrația publică de numărul de UAT-uri. Avem din 1968 aceeași structură a administrației publice. Păi ajungem la tema de astăzi pe care vroiam să vă propun. Ele sunt integrate. Deci, mie îmi plac sistemele integrate. Vorbim despre absolut, necesitatea de a... O administrație corespunzătoare care răspunde cererii și nevoii populației implică sistemul de educație, sistemul de sănătate, deci toate sistemele sunt integrate aici. Da, vorbim de necesitatea unor campusuri școlare ca să aducem elevii într-un loc. Absolut. Și, unde? Deci, de acolo trebuie să mergem cu logica mai departe.
Ce facem cu toate aceste Gândiți-vă primării? Că aici eliminăm transportul. Copiii nu mai sunt ținuți acasă, mulți dintre ei, că se întâmplă în mediul rural, la muncă, la munca câmpului sau la diferite munci și merg la școală obligatorii. Nu pot fi scoși din sistemul, din programul educațional. Au asistență medicală, mănâncă sănătos, sunt educați să trăiască sănătos. Au posibilitatea să facă orele de educație fizică, dar chiar să le facă, nu doar să le bifeze. Au, așa cum spuneam mai devreme, asistență psihologică, asistență, consiliere vocațională, consiliere școlară, au psiholog, lucruri de care este obligatoriu nevoie. Adică noi vorbim astăzi de un sistem pe hârtie, dar care în realitate nu are infrastructura de resursă umană, pentru că noi nu avem acești consilieri aproape mai mult de 50% din școli. Vorbim de administrație, păi gândiți-vă că astăzi în România avem 3.000 de localități cu 40.000 de consilieri locali, cu 1.381 de consilieri județeni, 3.187 de primari, primarii de comune mă refer aici, adică nu, sunt 3.187 cu toții, pentru că sunt și primarii de 2.800 sector, de comune și da. 300 și de orașe și municipii. Gândiți-vă cât de încărcat este bugetul României cu plata unei administrații locale învechite și lipsite de orice flexibilitate. În structura asta, desigur, convenabilă mediului politic, pentru că aici se pot dezvolta personalități în sensul în care apar baronii locale, apar interese de grup. Deci ele s-au consolidat în baza unor interese materiale, până la urmă, nerăspunzând nevoilor sociale. Câți dintre locuitorii unei comune, hai să zic că la comună, fiind mai mică comunitatea, își cunosc consilierii. Câți își cunosc consilierii în marele orașe? Vă dau în contrapondere un exemplu, să vorbim despre populația județului Teleorman, care are 368.000 de locuitori, deci similar aproape cu populația orașului Timișoara. Păi gândiți-vă că avem acolo 10 în Teleorman, 10 consilieri la 100 de locuitori. 10 consilieri la 100 de locuitori. Deci asta înseamnă că avem consilieri locali doar în județul Teleorman 1115. Deci, și toți acești consilieri locali. Nu mai vorbim despre ce înseamnă și eu gândesc invers și spun, fiecare are un business, fiecare are ceva de ciupit asta de acolo. Asta vreau să vă spun. Nu mă gândesc la indemnizația. Dar de nu consilier mă la indemnizație. Care e foarte mică. Nu. El are un grup de interese care în marea majoritate a cazurilor contravine cu interesul public. Timp în care la Timișoara, la același număr de locuitori, la același număr a populației, adică la 3.368.000 cât are Timișoara, gândiți-vă că avem 25 de consilieri. Deci sunt flagrante aceste diferențe. Vorbim despre niște diferențe. Adică de ce trebuie să plătesc eu un aparat atât de încărcat? Vă mai dau un exemplu, pe pielea mea. În 2004 am înființat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, am fost președinte, aveam un secretar general și lucram cu 4 directori generali. Cât sunt acum? Astăzi sunt 3 subsecretari de stat, deci 3 vicepreședinți, pentru că președintele are rang de secretar de stat. 3 vicepreședinți de ce? Pentru că a trebuit satisfăcut. 3 partide da. La guvernare. Exact. Mă mir că nu sunt 4. Că... Și asta se întâmplă la cele peste 360 de agenții guvernamentale. Adică s-au inventat posturi doar pentru a satisface algoritmul politic. Lucrurile astea, vorbim de ani de zile, să nu uităm că am avut un referendum de 300 de parlamentari. Un referendum? Am avut, mi-aduc aminte, nu știu. Eu, din câte știu, referendumurile au un anumit caracter. Da, de legalitate și de implementare. Exact. Dar la noi nu funcționează lucrurile la fel. Și atunci de ce le mai facem? Aduceți-vă aminte, în campania electorală toată lumea vorbea, vom promova un parlament mult mai flexibil, mult mai lucrativ cu 300 de parlamentari. S-a întâmplat ceva? Nu.
Vorbim de răspundere în administrația publică, vorbim de răspundere în politică, vorbim de răspundere... Aduceți-vă aminte cât a fost dezbătută legea răspunderii magistraților. Pentru că în România nimeni nu are nicio responsabilitate. Și vă dau exemple aici locale. Uitați-vă în Consiliul Județean și cred că și la primărie. Persoane care s-au judecat cu statul, care au fost abuziv prin abuz în serviciu, da, nu harbuziv, nu mai râdeți. Abuziv au fost date afară din serviciu și cineva trebuia să le plătească compensațiile pentru perioada asta. Noi le-am plătit. Le-am plătit noi sau nu le-a plătit nimeni și sunt în stand-by. De ce? Pentru că oamenii aia trebuie șantajați. Au dat la pace. S-au dat la pace, da. Sunt situații la care au dat la pace și li s-a mai creat o sinecură și au intrat pe un post creat nou care este plătit la un nivel, nu știu, undeva la 1500 de euro, 2000 de euro. 2000 și un pic. Vorbim despre liberalism. Liberalii sunt la putere astăzi, da? Vorbim despre mediul privat. Bun. Sunt la putere în guvernul USR. Eu am spus asta și în campania electorală și am să o repet pentru că eu în structura mea sunt liberal. Conduc o profesie liberală, am practicat o profesie liberală, sunt antreprenor și unul de succes, zic eu, dacă m-am menținut în piață 30 de ani, cu o cifră de afacere apreciabilă și cu profit. Mă scuzați, și cu taxe trebuie. Și impozite. Înseamnă că și noi suntem antreprenori de succes când stăm în piață de vreo 10 ani. Da, cu siguranță. Adică măcar stați în mediul competitiv. Cu mediul competitiv al pieței viața noastră. Revenim. Da. Și aud mereu, în județul Neamț, de exemplu, 80% sunt bugetari. Da? Nu văd și eu... un zvâc așa, puțin interes pentru mediul antreprenorial. Ce-i trebuie mediului antreprenorial? Un mediu prietenos să-și dezvolte afacerile. Adică, rog. Ați scris în ziar? N-am apucat să citesc ziarul. Că vreau doar să vă arăt am așa. Am preferat, era cald și ziarul și pâinea și am preferat pâinea. Înțeles. Noi preferăm și noi circul, da, pâinea altă dată. Deci, două pagini. Două pagini în Mesagerul de astăzi, a venit un domn care este ambasadorul Indiei și aici este, hai să spunem, notă bună pentru primarul Carabelea, care l-a luat pe domnul ambasador și l-a dus în două unități de elită pentru județul Neamț și nu numai, pentru că una din ele este chiar de elită în Europa, în întreaga Europa. E vorba de ADF Prot, care fac geamuri europene și nu numai, și Euroem. O societate care produce niște, nu mă pricep foarte bine, niște țevi imense dintr-un material special pentru canalizări. Adică au și diametru de 3 metri. Da, da, exportă toate că noi nu avem nevoie de țevi. Da, noi ce să facem canalizări? Ce să facem? N-avem canalizări, deci nu trebuie țevi. Nu, deci ăsta este un pas, ăsta este un pas de ce se poate face pentru oamenii de afaceri, pentru antreprenori. Este un pas important. Dar nu este accesibil, baza. Accesibil primarului și primăriei la un anumit nivel. Dar eu vorbesc de mediul local prietenos antreprenorial. E foarte adevărat. Noi nu înțelegem ce înseamnă dezbatere publică. Am observat că foarte mulți au zis, domne, ce e aia dezbatere, că s-a postat, bun, acum ce ar trebui? Primarul să vorbească cu fiecare cetățean pentru o dezbatere publică? Nu. El trebuie să fie deschis pe grupuri de interes social, nu pe altfel de grupuri. Deci încercăm să eliminăm aceste grupuri cu interese stricte de grup și să transferăm interesul către interesul comunității. Fără un antreprenoriat politic puternic nu putem face nimic. Uitați-vă ce se întâmplă cu bugetul primăriei. Știm bine, sunt datorii istorice, nu sunt... Domnul Bălănescu. Dar n-am zis nimic. Nu, am vrut să vă invit să luați o gură de cafea mai bine. Vă rog, n-am spus nimic. Avem nevoie de... Mai iau una ca să compensez. Da, că primeam și eu o cafea, poate era mai prietenos, dar nu mi-e. Vă rog frumos, trei cafele pentru domnul Liviu Arbuz în trei căni cu cafeaua de dimineață. Nu vă pot spune bancul cu petită cam agită cafeaua. Vă rog. Bun. Nu avem bani. Avem nevoie de bani, resursă bugetară în visteria primăriei. Pentru asta trebuie să ai un antreprenoriat foarte puternic.
Cum să vină cineva în România? Mă refer în general. Uitați-vă puțin. Am avut Brexit-ul. În momentul Brexit-ului, astea sunt fenomene care cei din Piatra Neamț și din județul Neamț spun: "Hai, domnule, lasă-ne cu Brexit-ul." Sistemele funcționează la fel, la orice nivel. Și în Piatra Neamț, și în Anglia, și în București, și în Cluj. De ce? S-au relocat foarte multe companii. S-au relocat instituții europene. De ce nu a reușit Bucureștiul să atragă aceste? Cu greu. Noroc că transportul se face online de date, pentru că și s-a făcut acea instituție de Agenția Securitatea Cibernetică, care asigură securitatea cibernetică. Bun, dar mai este o explicație. Au zis să o aduc aici la locul faptei. Eu sunt foarte mândru, inclusiv de hackerii români. Absolut. Pentru că asta implică inteligență. Adică eu nu l-aș condamna pe un hacker dacă el revine pe calea cea bună și lucrează pentru interesul general, dar l-aș condamna pe unul care își mai trage el 10% dintr-o lucrare, că așa a învățat el că e bine în administrație. Stați un pic, i-aș da 20 de ani condamnat. Stați un pic, nu 10%. Nu 10%, că 10% e profitul lui. Nu știu, 10% deci, că e de la zeciuială. Unii sunt 20, alții sunt 5, acum depinde. Da, am înțeles. Bun. Acum, pledoaria aceasta pentru o reorganizare administrativ-teritorială pe care ați făcut-o. Eu o susțin și aduceți-vă aminte. Este o discuție care se poate. Pentru Pro-România a fost program de campanie. Iar Victor Ponta a spus: până nu vom face o reformă clară administrativă, nu putem face nimic. Și Victor Ponta a venit cu o propunere, dacă mi-aduc eu bine aminte, gata, 15 județe. Să facem. Era o propunere, nu? Era o propunere. 15 județe. Nu, da. Adică să facem... Și 1000 de comune. Max. Și 1000 de comune. Da. Deci a fost o propunere, să-i spunem, șoc, într-un fel. Da, normal că nu convine nimănui, pentru că dispare infrastructura electorală. Trec de la una la alta. În campania electorală, toți politicienii și eu am cheltuit bani pentru afișe, pentru tot felul de calendare, scamatorii, poze, când vedeam chipul peste tot și la toaletă. Vă întreb, ia o gură de cafea. De ce acum, când avem un nivel atât de scăzut al vaccinării, care are o implicație socială foarte puternică, pentru că dacă nu vedem afișe cu așa ceva. De ce nu vedem afișe? De ce niciun politician nu face și el 1000 de afișe privind mesajele clare de informare și educare a populației? Pentru că îi doare în spate. Absolut. Adică dacă eu m-am vaccinat, restul nu mai contează. Eventual dacă m-am vaccinat și peste rând. Nu înțelegem că suntem responsabili de informare și educare. Avem nevoie de presă. Vorbim de presă. E a patra putere în stat. Avem nevoie de presă ca interfață pentru a informa și pentru a educa. Nu neapărat, nu avem nevoie de presa aia care să spună ce frumos și deștept e primarul, cum umblă el frumos cu agenda și cu cașca pe cap prin oraș și își notează în agenda găurile din asfalt. Nu de asta avem nevoie. Avem nevoie să și ne educăm. Și agenda este publicul. Cu găuri, știți? E agenda cu găuri. Ca să nu transpire, că e din piele și să nu transpire. Exact. Sunt lucruri mici, dar care îmbinate duc la lucruri mari. Gândiți-vă, de exemplu, apropo de administrație de autonomie locală. Am avut galurile, avem galurile, grupurile de acțiune locală. S-au asociat comune între ele. Au fost comune sau orășele care au spus: eu nu vreau, uite, eu în cadrul autonomiei nu vreau să intru. S-au pierdut bani. Au pierdut bani și au pierdut... Nu, dar au pierdut și ceilalți, pentru că știți că erau condiții de suprafață, de număr de locuitori. Exact, și acum este, da. Se raporta la câțiva parametri. Parametrii nu puteau fi respectați și nu puteai să iei o comună într-un gal din sudul județului, a 10-a comună să o iei din nordul județului. Gândiți-vă, mai dau un exemplu. Oamenii poate nu știu. Cred că aici opinia publică ar trebui să facă presiune. Zona metropolitană. Dumbrava Roșie, nici nu mai știu cine era primar, cum, de ce, a votat în Consiliul Local împotriva. Și a refuzat să intre în zona metropolitană. Păi e prima comună, nu când ieși din Piatra Neamț.
Dacă nu implici Dumbrava, acum cred că a intrat și Dumbrava Roșie, s-a schimbat conducerea de la primărie, nu știu ce s-a întâmplat, dar oricum au intrat și ei. Cred. Nu sunt sigur. Dați-mi voie să vă dau un exemplu, că ați promenit Dumbrava Roșie. Nu dau numele de comună. Dumbrava minunată. Dumneavoastră ați promenit Dumbrava Roșie, nu știu dacă e Dumbrava Roșie, dar o altă comună. Asta sigur. O altă comună Dumbrava Roșie care a refuzat să intre în zona metropolitară. O altă comună din zonă, ca să-și poată face un proiect pentru gaz, trebuia să, nu știu de unde se leacă conducta, pe teritoriul unei alte comune. Și a refuzat. Și comuna cealaltă a refuzat. Da, e noaptea minții. Deci lucrurile astea, unde e responsabilitatea? Unde este interesul pentru comunități? Sistemele astea integrate sunt obligatorii. Gândiți-vă, de exemplu, sunt asociațiile de dezvoltare intercomunitară. La fel, unii refuză să intre în aceste asociații de dezvoltare intercomunitară. Toate aceste structuri au fost create de Uniunea Europeană și au fost validate, verificate, validate în celelalte țări. Nu vorbim aici de ce dezavantaje avem noi, că am intrat Uniunea Europeană. Ok, avem și dezavantaje foarte mari. Am devenit o piață. Uitați-vă, balanța economică se duce în cap, mâncarea se scumpește. Ne-a explicat domnul Cățu că trebuie să ne obișnuim că prețurile pot crește și pot scade. Eu am reținut partea că trebuie să fiu fericit. Exact. Și dar, sunt fericit. Dar eu nu mi-aduc aminte că n-au scăzut, că ele doar au crescut. Ba, ieri euro... A ucis leu, a luat-o razna. Da. Chiar e un prag istoric. Dacă până la urmă, depinde, cum spuneați dumneavoastră, de ce parte ești. A baricadei. A baricadei ești. Că dacă am bătut un record cu euro, înseamnă că ne clasăm într-un undeva bine. Da, adică noi suntem pe recorduri negative peste tot. Și la nivel de împrumuturi, și la dobânda pe care o plătim pentru împrumuturi. Uitați-vă că am fost obligați, apropo de PNRR, să dirijăm bani către împrumuturi. De ce? Pentru că dobânzile sunt mult mai mici, fiind mai mici, subvenționate de către Uniunea Europeană. Deci noi am ajuns, acum, dacă noi eram aproape pe zero. Nu vorbesc să avem, adică să ieșim din deficit. Toți banii puteam folosi pentru investiții. Mereu aruncăm bani în consum. Avem această structură a noastră interioară și politică pe care o exteriorizăm, prin care mereu luăm măsuri populiste. Deci măsurile populiste distrug orice economie, orice structură administrativă, orice structură socială. Bun, haideți să discutăm un pic. Emil Boc, fost prim-ministru. Pe vremea lui, la un moment dat s-a discutat despre reorganizare teritorială administrativă. În momentul în care s-a discutat, au fost europarlamentari români care au ieșit și au întrebat la Bruxelles, printre ei, dacă nu mă înșel, chiar Norica Neculai și Renate Weber, dacă nu mi-aduc eu aminte. Dom'le, ați fost informați că România dorește așa ceva? Că noi nu am fost informați, adică europarlamentari. Bun, deci guvernul Boc a încercat, a picat. Noastră, poate știți mai bine de ce a picat atunci reorganizarea. Eu nu știu. Și Băsescu a susținut-o și Boc. Acum Boc, no, în calitate Băsescu de... Băsescu a susținut-o pentru că nu exista interesul politic. Din același motiv. Această structură administrativă este folosită politic și convine tuturor partidelor politice. Nimeni n-a avut curajul să facă asta și eu am fost secretar de stat în guvernul Boc și vă spun că discuțiile au fost foarte avansate. Boc fiind un progresist în acest sens, să nu ne gândim, pentru că am compromis și cuvântul progres și progresiști. Nu noi. Nu, cei care îl practică. Eu cred că Emil Boc a demonstrat intenția bună atunci când s-a dus la Cluj și care, așa cum vedeți acum la Cluj, Emil Boc a venit cu o propunere mai mult decât curajoasă, în care întreabă guvernul, ok, dar dacă sunt comunități care vor, comune, care vor și fac referendum și hotărăsc că ei vor să
să desființeze ca oate și de sine stătător și să intre în structura orașului Cluj, adică să intre în zona metropolitană, să nu mai aibă personalitate juridică, aparatul greoi și toate deciziile foarte greoaie. Oricum asta se face prin ordonanță de urgență. Fără dorința guvernului, ea nu poate fi făcută. Dar eu îl felicit pe Emil Bun, care a reușit acest lucru. Recent, el i-a făcut o propunere la Asociația Municipiilor, ieri, alaltă ieri. A spus, domne, era primul ministru acolo, domnul prim-ministru, am înțeles că nu vreți reorganizarea administrativ-teritorială prin lege. Dar dați măcar o lege, că ăia care vor ei voluntari, să poată să o facă. Domnul Bălănescu, pe statistică, clar, pe studiile statistice, dar și pe analize zi de zi în teren. Gândiți-vă că este inevitabil. Până în anul 2030, 50% din populația rurală va migra către urban. Lucrurile astea, invers. Nu. Lucrurile astea trebuie pregătite. Lucrurile astea trebuie pregătite. Da, avem, știu la ce vă referiți, categoria celor care pleacă când se pensionează de la oraș la țară. Nu, aici vorbim despre persoane active, despre forța de muncă activă. Oamenii vor veni să-și caute, dar pentru asta ai nevoie de infrastructura de transport. Vă mai spun ceva. Oamenii nu înțeleg nici ce rost are și ce atribuții are un primar, ce atribuții absolut are un city manager. Dar consilierii locali nu știu ce atribuții, ce atribuții. Nu, consilierii ce locali, mulți dintre ei nu citesc nici măcar hotărârile de proiectele de HCL. Adică, votează, am votat, la revedere, mi-am luat indemnizația, ca și în Parlament. Că nu vorbesc de consilierii locali sau consilieri județeni sau whatever. În Parlament, eu, cu mâna pe Biblie, vă spun că 80% nu citesc actele normative. Nu știu ce votează. Vă spuneam că am avut cea mai urâtă perioadă din viața mea când trebuia ca o păpușă să ridic mâna, pentru că așa ridica și dacă ridicam împotrivă, mă trăgea partidul de urechi. Și spunea, ca pe vremea comuniștilor, ești împotriva noastră, nu faci ca noi, ești împotriva... Deviaționist. Bine, am fost și deviaționist de dreapta la PSD, adică mi s-a reproșat și asta. Apropo de asta, reveneam aștept la... Aștept să fiți deviaționist de stânga într-un partid de dreapta. Cred că deviaționismul nu mai are niciun fel loc în societatea românească. Cred că avem nevoie de echilibru. Iar echilibru îl putem genera doar noi. Dacă nu generăm echilibru, oamenii trebuie să se informeze mai mult. Trebuie să aduceți-vă aminte că eu venisem în campania electorală cu cardul cetățeanului, care avea și rolul de informare și de consultare a opiniei publice. Pentru că nu poți să faci... Noi nu suntem Elveția. Numai în Elveția legile sunt în baza referendumului. Adică pentru fiecare lege face este consultată, îți face referendum consultată întreaga populație. Da, este idealul de democrație. Dar nu avem infrastructura în România. Dar haideți să începem, puțin câte puțin. Lucrurile trebuie să se schimbe. Vorbim despre alocările de fonduri europene. Foarte multe fonduri europene au fost pierdute din patriotism local deplasat, din interese politice, că acolo avem guvernare locală de dreapta sau de stânga sau de centru sau whatever ce fel de guvernare mai avem. Au fost fondurile pentru dezvoltări regionale. Uitați-vă, spitale regionale. Dar de ce să fie la tine, să nu fie la mine în județ? Dar de ce să fie pe stânga, să nu fie pe dreapta? Uitați-vă autostrăzile, la fel. Până nu vom avea infrastructură și asigurarea tuturor facilităților pentru investitori, nu neapărat investitori străini, dar pentru toți, pentru că oamenii trebuie să beneficieze. De ce ar veni un doctor în Piatra Neamț când el află că în fiecare săptămână se oprește apa rece? De ce ar veni un doctor în Piatra Neamț când are un transport în comun praf, nefuncțional? De ce ar veni un doctor sau un profesor, sau nu mă refer doar la doctor? De ce ar veni în Piatra Neamț? Citeam, nu știu, o statistică că Piatra Neamț este unul din orașele nerecomandate. Nerecomandate, așa este. Adică mi s-a rupt inima când am văzut. Da. Deci lucrurile astea chiar nu ne afectează, nu ne trezesc.
Eu aștept, îmbătrânesc și aștept de 30 de ani să se întâmple ceva. Și mai ales în orașul ăsta. Sper să se întâmple. Și credeți-mă că sunt dispus să mă implic și ca orice. Și dacă trebuie să-mi iau un megafon să mă duc în fața Consiliului Județean sau primăriei. Pentru că nu se mai poate. Vedeți, nu se mai vedeți, poate. De asta sunteți invitatul de joi. Ca să țip. Ca să țipați. Provocare. Legat de Dumbrava Roșie, nu va intra logic. Poate nu știe ce presupune această fuziune cu Piatra Neamț. Normal că ar prinde bine pentru orașul Piatra Neamț să vină niște bănuți. Domnul nu știe ce este la Dumbrava Roșie garantat. Cine spune asta? Un domn. Domnul ăla nu știe nimic. Vorbim de zona metropolitană. Nu e avantajul orașului Piatra Neamț, este și avantajul comunei. Pentru că domnul ăla nu știe cum se fac finanțările. Domnul ăla nu știe câți bani europeni vin pe zona metropolitană. Pot veni. Vin dacă sunt atrași. Pot veni. Dar dacă nu ești organizat pe zonă, nu-ți vine niciun ban. Asta înseamnă toată infrastructura. Asta înseamnă apă, canal, infrastructura de transport. Eu vă spun că domnul are o reacție, cum să vă spun eu, venită patriotism din, local. Nu. Venită dintr-o, cum să vă spun eu, experiență tristă, apropo de facem zonă metropolitană și cum a făcut pe timpul lui Chitic. Au pus domnul un compas. Chitic a făcut zona metropolitană a pus hârtie, un compas și a dat cu compasul. Da. Și era în zona metropolitană Rediu, dacă nu mă înșel. Nu, lăsați Rediu. Era Piatra Șoimului. Piatra Șoimului, da. Mă rog. Așa. Deci, cum să vă spun? Dar și atunci normal să reacționezi tu, așa. N-ai voie tu, prima comună după oraș, când se face zona metropolitană, tu să refuzi. Este o aberație. Adică altcineva. Imposibil la Dumbrava Roșie. De ce? Poate aș vrea să știu de ce este. Să argumenteze de ce e imposibil. Da. Este imposibil pentru că la fel. Da. Eu mă gândesc și la Alexandru cel Bun. Bineînțeles, dar... Mai ales că acolo avem un primar care a fost primar la Piatra și poate înțelege deci, lucrul ăsta. Alexandru cel Bun, de câte știu eu, este în zona metropolitană. Este, adică. Dar zic, poate să face o uniune voluntară. Nu discutăm despre Gârcina, despre Alexandru cel Bun, despre Dubrava Roșie. Sunt primele comune imediat după orașul Piatra Neamț. Ele, din punct de vedere de bun simț, nu mai vorbesc structural, geografic, administrativ, trebuie să fie în zona metropolitană. Pentru că cei de la Dubrava Roșie trebuie să gândească așa. Ce fonduri europene, cum ne putem noi dezvolta? Ne dezvoltăm până aici. Dar în momentul în care intru în zona metropolitană, m-am dezvoltat până aici. Pentru că alte sunt finanțările. Și dacă atâtea țări au demonstrat că zona metropolitană... Uitați-vă Clujul. Știți ce vrea Boc? Boc va uni comunele din zona metropolitană, ăia vor renunța pentru că vor să intre la Cluj. Pentru că se dezvoltă. Dar lucrurile se dezvoltă... Și le-a dat și nada. Prin metrou. Absolut. Trenul rapid, cum s-o chema ea? Păi am să vă spun de ce. Pentru că Boc nu e prost. Metroul ăla se justifică la o anumită populație. El, ca să fie construit, trebuie să... Mai citiți-l ca să vedeți și eu. Și că au greșit cei care au făcut harta. Nu Gârcina ar trebui să fie anexă la Piatra Neamț. Piatra Neamț ar trebui să fie o anexă la Gârcina. Da. Deci... Bun. Le urez succes. Da. Mă rog. Pe undeva adică, s-ar putea să aibă dreptate. Da. Întotdeauna cârcotașii au dreptate. Să ne mai lase cârcotașii. Mereu sub anonimat. Mă scuzați, eu am plecat. Poți să vorbești și singur, să știți. Bine. Adică chiar sunt lucruri extrem de serioase. Oamenii nu se informează, nu domnul citesc, dar își dau cu părerea domnul că ar fi mai bine. Era eu să spun înțeleg. Domnul primar. Deci nu, am spus domnul primar de două ori fără să-mi dau seama. Domnul Harbuz, oamenii nu se informează pentru că nu există nici... Ce spuneați dumneavoastră? Să văd și o mie de afișe cu vaccinarea. Hai să vedem, să creăm o discuție la nivelul posibilei zone metropolitane, să vină, eu invit oricând aici, pe toți, primarul de Piatra, primarii din comunele respective, da, și da. Să discutăm. Domnul Bănescu, avem nevoie de dezbatere. Dezbatere, cu argumente. Pentru că eu, cu domnii care au scris, cu tot respectul, mă pot confrunta oricând, să le aduc argumente
contra și pro dezvoltării unei zone metropolitane. Și o să vedeți că e pe plus atunci când vorbim de avantajele unei zone metropolitane. Nu neapărat pentru orașul Piatra Neamț, pentru întreaga zonă metropolitană. Și avem în față, dovadă că se poate, avem în față Clujul. Uitați-vă că acum se tinde ca Ilfovul să dispară și să fie zona metropolitană a Bucureștiului. Pentru că apar tot felul de aberații apropo de taxe și impozite, de modificarea taxelor și impozitelor, apropo de rezidențe, adică apropo de mașini, de înscriere. Adică avem un aparat administrativ de stat extrem de încărcat, o povară pentru buget. Adică noi putem reduce împrumuturile rezolvând această problemă. Cred că o să facem emisiune și mâine, că am dat drumul la țeava de comentarii. De comentarii. E foarte bine. Deci, sincer cineva, eu nu înțeleg de ce, zone precum Vălen, inclusiv Vălen 2, fac parte din Piatra Neamț. Să-l întrebe pe domnul Chitic. Deci, și acum un coleg de presă. Apropo, dacă plec eu, poate să rămân altcineva. Ca să înțeleg, într-o ipotetică fuziune administrativă, Gârcina sau Dumbrava Roșie sau Alexandru cel Bun cu Piatra Neamț, locuitorii din actualele comune devin și ei contributori pentru plata noului împrumut al municipiului? Nu, aici vorbim de zona metropolitană, nu este vorba de o absorpție. Iar zona metropolitană înseamnă, de fapt, dezvoltarea sistemelor integrate atunci când vorbim de servicii. Care înseamnă, repet, transport, apă, canal, locuri de muncă, investiții. Pentru că așa sunt ele definite în structura europeană în care trăim, în Europa. Nu putem acum fiecare, după cum ne trece prin cap, să ne organizăm sau fiecare să zică, pe mine nu mă interesează. Deci, ideea, înainte trebuie informați locuitorii și locuitorii să decidă în cunoștință de cauză. Ideea, dar deocamdată e doar o părere. Deci, în acest moment, haideți să spunem așa, principiul valabil este că trebuie să se organizeze zone metropolitane. Absolut. Și în interesul orașului Piatra Neamț. Situația particulară. Și în interesul comunei. Deci trebuie să fie o dezvoltare în ambele sensuri. Situația particulară din diverse zone ale țării, ale județului, trebuie discutată și analizată punct cu punct. Da, o să spună, cum spunea colegul, Piatra Neamț are împrumuturi, de ce să vină ea acolo? Problema este... Piatra Neamț are împrumuturi pentru că a fost condusă prost, pentru că sunt probleme venite din spate, dar asta înseamnă să nu ne mai dezvoltăm de acum încolo deloc? Păi asta zic și eu. Asta încercăm. Tot presa nemțeană l-a acuzat pe primar și Consiliul Local că de ce au aprobat un împrumut. Împrumutul ăla înseamnă cofinanțare la proiectele europene. Aici sunt... din partea cealaltă baricadă. Știu, împrumutul acela nu înseamnă cofinanțare la proiectele europene. Înseamnă? Cofinanțarea de 2% era prinsă în buget. Asta înseamnă finanțarea cheltuielilor neeligibile în proiecte. Păi nu e același lucru. Nu e același lucru. Cofinanțarea este cofinanțare. Domnul Bălănescu, haideți să fim raționali. Vă rog. Avem proiecte europene, hai să o spunem pe aia dreaptă. Proiecte europene începute de Chitic, cu care el s-a lăudat. Nu proastă. Pe atunci presa spunea... Nu e adevărat. Ce... Nu mă refer la dumneavoastră. Dom'le, ce bine, uite, avem proiecte europene, aduce banii europeni. Acum, când ele trebuie puse, implementate, proiectele europene, ele, normal, că vin cu aceste proiecte, vin și niște condiții. Care înseamnă? Cofinanțarea, acoperirea cheltuielilor neeligibile, pentru că, repet, exact ca și povestea cu Piatra Neamț, Dumbrava Roșie. Sistemele sunt integrate, nu poți să faci atât și... Adică, mai simplu să înțeleagă cei care ne urmăresc. Am 2 milioane de euro, am 2% cofinanțare, pentru că e pe administrație publică, și am cheltuieli neeligibile. Dacă nu acopăr cheltuielile neeligibile pe acel proiect, am compromis proiectul. Ce fac? Dau înapoi 2 milioane cu penalități, deci primarul a fost în poziția de a fi obligat să implementeze, și cel mai bun exemplu este proiectul de mobilitate urbană, cu consecințe sociale, parcări. Deci impactul este foarte puternic.
Iar acum Chitic stă mic, cum a fost întotdeauna, vicepreședinte la Consiliul Județean și așteaptă să-i vină dosarul ca să se spele pe mâini de tot ce a făcut. Să-i vină dosarul rezolvat. Nu, dosarul cu fondurile europene, nu mă gândeam la altceva. Dar eu la ce mă referea? Nu știu. Da, mă bucur că emisiunea aceasta începe să fie ceea ce trebuie să fie. Adică? Adică să creeze un cadru pentru discuții. Avem și... nevoie de dezbatere. Eu repet, e normal ca domnii cei doi care au scris că, domnule, că sunt avantaje doar pentru Piatra Neamț. Oamenii ăștia trebuie să vadă avantajele pentru Piatra Neamț, avantajele pentru Dumbrava Roșie. E normal, locuiesc în Dumbrava Roșie. Dumnezeu, eu vreau să-mi fie bine în Dumbrava Roșie. Nu mă interesează cum le e ălora din Piatra Neamț dacă se face zona metropolitană. Dar cineva trebuie să explice care sunt avantajele. Și în continuare, noi avem o problemă de comunicare, despre asta vorbim. Da. Dar descentralizarea și reorganizarea administrativă, dacă nu vor fi făcute, România se va duce în cap. Asta este părerea mea. Nu este numai părerea dumneavoastră, este o părere, o recunosc și chiar și cei care sunt împotrivă. Până și Emil Boc a ieșit acum împotriva politicilor guvernului și împotriva domnului Câțu, și a vorbit despre această necesitate. De ce? Convingător. Păi am să vă spun de ce e convingător. Pentru că s-a informat. Pentru că este pregătit pentru astfel de discuții. A făcut analize, a făcut statistică, a văzut rezultatele. Pentru că știți ce a făcut Boc până la urmă? A experimentat sistemele reale europene la Cluj. Și ia cătă că funcționează și în România. Dacă nu funcționau nici la Cluj, spuneam, da, domnule, nu, și numai Cluj. Gândiți-vă, primul lucru a făcut de cât de încărcat este aparatul administrativ, mă refer la resursa umană și la cât de sinecuri sunt. Ce a făcut Bolojan când a venit? Primul lucru a dat afară jumătate din oameni. O economie de 1 milion de euro, nu, 6 milioane. 6 milioane. Da. Într-un despre an. Despre asta vorbim. 6 milioane. Nimeni nu stă să urmărească, de exemplu, știți cât e cota de motorină a președintelui Consiliului Județean, sper să nu găsesc, 600 de litri pe lună. Eu nu știu... Mie mi se pare puțin. Păi e puțin dacă... La câte șantiere sunt deschise în județ? Nu la câte șantiere, la câte drumuri faci la București? Da, treci prin șantiere. Șantierele patrii. Abacău este șantier? Abacău arată foarte bine. Da. Ia cătă că s-a reușit finalizarea la Abacău. Bun. Acum, ați atins un punct sensibil. Trebuie făcută reorganizare. A venit Bolojan, a dat afară. Exact. Ce facem în Neamț? Că Bolojan, da, e frumos. Acolo am fost eu. O să-mi spuneți că primărie... Eu n-am spus... Nu, ați spus. Da, vă citesc din minunatul ziar pe care îl iubim amândoi. Primăria a mai încărcat aparatul cu 65 de posturi. În condițiile în care avea 40 de posturi neocupate. Neocupate. Și am să vă spun de ce. Pentru că, cred eu, asta e părerea mea, primarul a avut o timiditate să ia măsuri apropo de flexibilizarea și de un aparat administrativ mult mai suplu. Și am să vă spun de ce. Din motive subiective și din motive obiective. Când spun de cele obiective, mă refer la legi și la imposibilitatea de a schimba ceva. Iar când vorbim de cele subiective, noi suntem într-un oraș mic. Aici toată lumea se cunoaște cu toată lumea. E rotația cadrelor. E ca un fel de ONG. Ca un fel de ONG. Nu, că ONG-ul nu este atât de strict cum este legea. Păi asta spuneam și eu. Administrației publice. Asta spuneam și eu. Deci problemele sunt subiective și obiective, dar ele sunt sistemice. Noi avem probleme sistemice. Avem probleme de organizare, avem probleme de management și avem probleme de responsabilitate. Deci pe mine nu mă interesează că e director ăla sau ăla sau nu știu care. Nu mă interesează nume, culoare politică. Mă interesează ce capacitate managerială are pentru a face altceva. Mă uit în primărie, sunt direcții în care sunt aceiași, nu știu, 9-10 oameni care nu fac nimic. Adică nu se vede nimic. Fac ceva ei. Ei ceva fac. Da. Haideți să vă dau un exemplu de reorganizare. Da? Orașul turist, stațiunea turistică de interes național, Piatra Neamț, are, în urma unui proiect
făcut prost, dar nu mai contează, un centru de informare turistică. Iurta. Nu. Centru de informare turistică, în curtea, în parcarea celor de la Hotel Central. Iurta. Tot iurtă și aia. Aveți aia toate. Iurta. Așa. Iurta. Nu știu cât de eficient a fost acel... Dar s-au cheltuit, dacă nu mă înșel, 150.000 de euro. Deci s-au cheltuit bani frumoși. Acolo erau angajați 3 oameni, care, probabil cu schimbul, ieri aflăm că 2 dintre ei sunt puși pe liber. Sunt puși pe liber. În condițiile în care... Păi în aceeași structură, în aceeași direcție, s-a creat un post de director pentru, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, pentru doamna Flori... N-are legătură, ține de primărie. Care nume, Luca, nu? Ține de primărie centrul ăsta, nu ține de Consiliul Județean. Nu, eu vorbesc la Consiliul Județean, direcția de turism. Bun, așteptăm și iurta lor. Așteptăm și iurta lor. Ei au mai multe iurte în tot județul. Da, iurtele... Da. Ascultați-mă puțin. Vă ascult. Ce eficiență avea acel centru? Pentru că la acel centru, oamenii trebuie să intre doar așa, că văd sau întreabă... Dar gândiți-vă că City App, care este implementată în București, în Cluj, este făcut de niște băieți din Piatra Neamț. Este, din câte știu eu, implementat și la Piatra Neamț. Tehnologia a avansat, nu mai putem sta cu un domn care ne poate acolo angajat în spatele biroului, care dă niște informații limitate raportat la nivelul lui de informare. În momentul acesta o să intre pe Mesagerul, o știe, în câteva minute. Restructurări la Centru de Informare Turistică și Promovare și Informare Turistică Piatra Neamț. Și avem o declarație. Deci a costat 150.000 de euro. Pe fondul crizei din domeniul Horeca, dar și din cauza modificării organigramei primăriei, din 2 din cei 3 angajați la centru sunt puși pe liber, o reducere de personal. Această reorganizare are drept cauză scăderea numărului de turiști ca urmare a pandemiei de coronavirus. Reorganizarea s-a produs odată cu modificarea organigramei instituții. S-a renunțat la cele două posturi de referent cu studii medii, rămânând doar un post de consilier cu studii superioare. Conform noi așa organigrame, biroul de promovare turistică și organizare evenimente în cadrul serviciului comunicare s-a desființat, acesta devenind în prezent birou. Pot să înțeleg că s-a desființat și a devenit birou, dar nu înțeleg. Asta da reformă. Dar asta vreau să vă spun. Asta da reformă. Am rezolvat încărcarea aparatului administrativ. Ați înțeles? În schimb, avem 9 oameni sau 10 oameni la comunicare, în primărie. Mă înțelegeți? Care uite ce bine comunică. Mă înțelegeți? Aici este problema. Când lucrurile astea vor fi rezolvate, știți cum va fi de simplu? Bună ziua, eu sunt primarul municipiului Piatra Neamț. Vă spun așa, în 2 ani de zile sau într-un an de zile sau în 6 luni de zile am redus asta, am făcut asta, am făcut asta și acum lansez o provocare. Haideți, domnule, să ne punem la o masă cu primarul etern de la Alexandru cel Bun, cum ne spune cineva aici, cu primărița de la Dumbrava Roșie, cu primarii până acolo la Zănești, ca să nu facem discriminări între Dumbrava Roșie și până la Zănești. Și hai, domnule, să vedem cum putem noi rezolva niște lucruri, că uite, eu am dat semnalul că pot să fac și pot împreună cu dumneavoastră, și dumneavoastră poate ați dat semnale de genul ăsta. No, primarul trebuie să vină cu avantajele pe care le are și zona metropolitană. Propriu de administrare a OAT-ului său. Nu știu, ce înțelegeți? Să-mi demonstreze mie că acei oameni din primărie care nu și-au făcut treaba de 7 luni, de 8 luni, a fost pandemie și am dat afară pe aia de la... Nu i-am dat afară, i-am promovat pe unii. I-am promovat pe alții care nu meritau. Sau să-mi explice și mie cineva, uite, vă rog eu frumos, primăria Piatra Neamț poate, dar nu vrea. Un teren nepreluat de peste 3 luni din motive puerile. Fără motive, de fapt. Acolo sunt cel puțin 100 de locuri de parcare care pot fi folosite și care nu sunt afectate de
celebra mobilitate urbană. Dar dumneavoastră spuneți că e și administrat în sensul în care există acolo niște infractori care... Nu sunt infractori, sunt niște oameni care vând mașini. Păi, nu. Și cum taxează? Că am înțeles că taxează... Deci oamenii ăia își fac treaba acolo. Este un vid de putere. Și de 3 luni de zile primăria trebuia să preia acel teren. Nu s-a dus nimeni, iar explicația este senzațională, ci că nu ne ducem acolo, că trebuie relocate mașinile. Ok, trebuie să relocezi mașinile, da? Câte mașini ai acolo de relocat? Relocate în ce sens? Se duc în altă parte. Păi nu, le ia pe... Dar alea-s mașini proprietate. Private. Acolo ai dat termen 3 zile să dispară mașinile dacă nu le-ai rechiziționat. Care-i problema? Că problema este așa, s-au vândut 10 mașini, au venit alte 10 în loc. Până când stăm? De ce acolo nu se rezolvă problema și primăria să aibă un beneficiu? Și mai sunt 10 de asemenea cazuri în oraș. Bine, dați-mi-le pe toate 10 și promit 10, că... 10, am zis, nu 10. 10. Da, da, am înțeles. Adică mai avem încă 10 de parcări ilegale de mașini la vândut. Nu numai parcări ilegale, eu vorbesc de terenuri, clădiri. Doamnă Bălănescu, e foarte bine, asta este rolul presei. Pentru a sublinia și a scoate în evidență astfel de aberații. Sunt situații, repet, în care primăria, primarul, Consiliul Local nu știu despre realități și despre adevăr. Sunt situații în care probabil că cineva încearcă să, pe interese de grup, să protejeze astfel de afaceri. Da, promit să mă implic direct și deci, o să mă duc să-mi pun și o mașină. Predoaria mea era următoarea. În momentul în care ai argumentul că asemenea lucruri nu se întâmplă în curtea ta și ai făcut ordine în curtea ta, atunci poți veni în fața celorlalți să le spui, uite, așa se întâmplă la mine, asta pot să fac, asta am făcut și eu vă propun acum să facem împreună ce trebuia să facem de mult, adică zonă metropolitană reală. Asta era ideea. Da, am înțeles. No, eu cred că pe oamenii interesează care sunt avantajele lor pentru comunele lor și pentru comunitatea lor. În momentul în care intră într-o zonă metropolitană, îi interesează mai puțin ce se întâmplă la Piatra Neamț și propriul exemplu al primarului. Pe ei interesează strict cu ce le crește calitatea vieții în momentul în care ei devin componenta zonei metropolitane. Adevărat. Așa este. Într-o societate normală... Dumneavoastră mergeți cu gândul mult prea departe al implicării sociale a cetățenilor care își doresc binele unei comunități, în cazul ăsta unei zone metropolitane. Nu interesează pe nimeni, nici la Gărcina, nici la Alexandru cel Bun, îi interesează care este calitatea vieții, cum crește ea în momentul în care aderă la zona metropolitană. Nu interesează cât de bine se fac trotuarele pe bulevardul Mihai Eminescu în Piatra Neamț. Se fac bine, am înțeles. Foarte, mai ales în anumite zone. Eu aștept să-mi schimbe și termopanele primărie. Vă doresc succes! Nu știu, da. M-aș gândi la altceva decât termopanele, dar mă rog. Păi nu, eu cu termopanele mă gândesc pentru că eu încă am o datorie și mi se rupe inima să plătesc anveloparea blocului la modul în care s-a făcut și mizeria și câți bani s-au furat atunci când s-a făcut anveloparea blocurilor. Și pentru asta am și dovezi. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Fix o oră am stat. Vă mulțumesc și eu. Și chiar m-am bucurat de emisiunea de astăzi. Sincer m-am bucurat de emisiunea de astăzi. Oameni buni, o temă de gândire, de dezbatere. O temă pentru cei care sunt șefii UAT-urilor, o temă pentru cei care sunt consilieri locali și sunt, de multe ori, nu sunt conștienți de puterea pe care o au. Și reprezintă, oamenii care au votat, da, și uită așa mereu este, că ei trebuie să voteze în Consiliu în interesul celor care i-au trimis în Consiliu, nu în interesul partidului care le mai dă câte o bucățică de cașcaval. Vă mulțumim tare mult, vă mulțumesc pentru participare, oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi, să vedem mâine dacă vom fi onorați de prezența cuiva de la primărie. Dacă nu... Păi eu zic să vin tot eu. Vă aștept cu mare drag. Nu că aș fi reprezentantul primăriei. Vă aștept cu mare drag. Dar continuăm tema.
Cu mare drag. Temele din Piatra Neamț. Și da. Între timp mă și documentez. Și dacă doriți, poate să vină și cineva din primăria lângă dumneavoastră. Vreți să-i cert în direct? Mi se pare absolut delicios să întâmple lucrul acesta. Deci delicios. Uite că nici n-am apucat să discutăm despre sentința, motivarea sentinței cu cei doi viceprimari. Da, motivarea sentinței atrage după sine fie apelul făcut de prefectură, dacă, deși nu mai este cazul din punct de vedere legislativ, fie acea procedură de așteptare a termenului de apel de 2 săptămâni, dacă nu se va face apel de către prefectură, ei vor fi repuși viceprimari peste 2 săptămâni. Da. Vă mulțumesc, numai bine. La revedere.